Frașistor, doamnelor și domnilor, vă rog să deschideți cuvântul Domnului la cartea profetului Daniel, capitolul 3. Citim de la versetele 14 la 18, probabil cel mai cunoscut pasaj din cartea lui Daniel. Daniel 3, de la versetele 14 la 18, pagina în Biblie, 861, și imediat cred că vom putea urmări și pe ecran cei ce suntem în casa Domnului și cei ce sunteți la internet pentru această slujbă divină. Să auzim cuvântul Domnului. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: în adinsoare, Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata. Și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă închinați înaintea lui, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care să vă scoată din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia slujim, poate să ne scape din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Amin. Nu mă îndoiesc că marea majoritate a celor care s-au născut în lumea creștină au auzit pasajul acesta, au auzit această istorie a trei evrei pe timpul robiei babiloniene, când împăratul de drept în vremea aceea al lumii civilizate cunoscute, Nebucadnețar, văzând cât de mare este, a hotărât două lucruri importante: să dea o cultură uniformă popoarelor pe care le supusese, de aceea a făcut această universitate celebră la Babilon, unde Daniel va fi căpetene mai târziu, și apoi a vrut să dea o religie universală lumii cunoscute în vremea aceea. Ce se întâmplă? Este o miniatură, o istorie în miniatură a ceea ce se va întâmpla în vremurile mai de pe urmă, când un împărat mai feroce și mai crunt decât Nebucadnețar, domn al întregului pământ, pentru 7 ani de zile, anticrist, va repeta această scenă, cerând întregii lumi să se închine unui chip turnat în cinstea lui și care, prin puterea diavolului, a profetului mincinos, va fi animat, un chip animat, adică îi se va da un fel de viață. Chipul acesta va vorbi și lumea va trebui să se închine în fața acestui chip. Este greu de înțeles pentru noi felul în care Dumnezeu conduce lucrurile. Doi mari împărați au fost folosiți de Dumnezeu și amândoi au fost păgâni. Amândoi au trăit în întunecimea spirituală cea mai mare, care împărați au avut visele cele mai interesante din istoria omenirii. Faraon al Egiptului a fost unul dintre ei, și faraon a înțeles că numai cine are Duhul Dumnezeului celui adevărat poate să-i tâlcuiască visul. Nu este interesant lucrul acesta? Înțelepciunea pe care un împărat păgân a avut-o și felul cum Dumnezeu l-a folosit. Și Dumnezeu l-a ridicat pe Iosif. Iosif a fost cel care a tâlcuit visul acesta și Iosif, la rândul lui, este un prototip, o mini-istorie în avans a venirii în lumea noastră a Mântuitorului Iisus Hristos. Apoi, Dumnezeu îl folosește pe acest mare împărat
Nebucadnețar, care are cel mai mare vis din istoria omenirii. Este visul în care toată istoria omenirii este cuprinsă. Nimic nu este scăpat din această istorie. Evoluția din timpul lui a istoriei omenirii și până la venirea pe nori a Domnului nostru Iisus Hristos și la instaurarea împărăției lui milenare și apoi a celei eterne. De ce a făcut Dumnezeu în felul acesta și nu a revelat astfel de vise profeților săi? Nu știm să răspundem și nu avem răspuns. Dar iată-l pe acest împărat păgân, de data aceasta este prins de această patimă a mândriei. El să fie adorat, el să fie adulat. Toarnă acest chip pe care îl idolatrizează, îl ridică la rang de Dumnezeu și cere lumii întregi din timpul acela să se închine chipului său. Dacă nu se închină acestui chip, sigur, oamenii vor fi pedepsiți. În cazul de față, aruncați în cuptorul aprins, și despre care spune că era încălzit de 7 ori mai puternic, bineînțeles, instalații de aer care să facă focul acesta să fie mai puternic. Și acești 3 tineri, Șadrac, Meșac și Abednego, în credința lor într-un Dumnezeu adevărat, refuză să se închine chipului turnat de către, la porunca lui Nebucadnețar, refuză să asculte pe împăratul domnul întregului pământ din vremea aceea. Este puternică credința lor. Este o credință care nu suportă compromisuri. Este o credință care nu suportă nimic în afară de Dumnezeu. Este o credință care nu pune proptele. O credință care nu adaugă. Nu este o credință în care spune Dumnezeu și un pic de lege, cum se întâmplă în anumite organizații numite creștine astăzi. Nu este Dumnezeu și încă un pic de revelație, cum se spune în alte organizații numite creștine în vremea noastră. Și noastră le știți, pe care nu vreau să le onoresc cu numele aici în biserică. Ei se închină lui Dumnezeu și lucrul acesta i-a costat să fie aruncați în acest cuptor încins. Însă este minunea lui Dumnezeu că Dumnezeu a știut să intervină și Dumnezeu poate să intervină în orice încercare, în orice împrejurare. Cum orice este scris pentru noi, așa cum cuvântul Domnului ne spune și eu amintesc mereu aici, mai ales când citesc texte din Vechiul Testament, Sfântul Apostol Pavel, scriind Corintenilor, capitolul 10, versetele 6 și 11, spune: și rostul celor scrise aici este pentru voi, peste care a venit sfârșitul veacurilor. Ce s-a întâmplat lor în vechime este pentru învățătura noastră, a celor din vremea aceasta, peste care a venit sfârșitul veacurilor. Poate că tu sau eu, poate casa ta sau casa mea, poate familia ta, este într-o situație pe care, dacă ai descrie-o în termeni alegorici, este similară cu un foc. Încercarea care a venit peste tine, peste copiii tăi, peste soțul tău, peste soția ta, peste business-ul tău, peste școala ta, peste pregătirea ta, peste sănătatea ta, este similară cu un foc. Te arde din toate părțile. Nu știi încotro să alergi, nu știi încotro să te duci. Nu știi cu cine să te mai consulți. Orice diagnostic, orice sfat, orice consiliere, parcă este zadarnică. Și în loc, lucrurile se ameliorează, parcă merg din rău în mai rău. Și la un moment dat, când vorbeam și dimineață, poate să ajungi la concluzia să cazi în disperare. Poate să ajungi la concluzia să sfidezi pe Dumnezeu, să spui: nu cred că mai există Dumnezeu, nu cred că un Dumnezeu atât de miloș, atât de bun, poate să permită lucrurile care le permite, care se întâmplă în casa mea, care se întâmplă în viața mea, care se întâmplă în această familie. Este focul încercării peste tine, este focul încercării peste mine. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu este foc care să fie peste puterea lui Dumnezeu. Nu este foc care să fie peste puterea ta. Cuvântul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel, 1 Corinteni 10 cu 13, spune clar: și nu este încercare, nici ispită, care venind peste voi să fie peste puterile voastre. Nu ne place încercarea, dar vom trece prin ea. Iisus Hristos a spus: în lume veți avea necazuri. Și poate că tu ești în necaz, poate casa ta, poate eu sunt un necaz, fiecare ne știm în dreptul nostru și ne cunoaștem viața. În această seară, aici în Biserica Emanuel, sau oriunde te afli și orice zi sau oră din zi este acolo când asculți mesajul acesta, aș vrea să te încurajez cu
cu un cuvânt pe care l-am, un mesaj pe care l-am intitulat după cuvintele din acest pasaj. Observați cum vorbește Șadrac, Meșac și Abednego. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scape din cuptorul aprins. Mesajul meu se intitulează Dumnezeul nostru poate. Dumnezeul nostru poate. Sunt trei mari adevăruri pe care acești trei tineri le-au rostit. Trei mari adevăruri care trebuie să te încurajeze pe tine. Trei mari adevăruri care trebuie să ridice sufletul tău. Trei mari adevăruri care trebuie să te facă să-ți reînnoiești credința în Dumnezeu. Trei mari adevăruri prin care să poți să-L vezi pe Dumnezeu cu alți ochi cu care L-ai văzut până acum. Și primul mare adevăr este acesta. Dumnezeu poate. Versetul 17 din Daniel 3. Versetul 17, partea 1. Iată Dumnezeul nostru poate. Iată Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate. De ce poate? Sunt măcar trei motive pentru care poate. Și primul motiv pentru care poate, El este atotputernic. De aceea poate. Și fiind atotputernic, are posibilitatea să aibă grijă de tine la marginea pământului, are posibilitatea să aibă grijă de mine în mijlocul pădurii, are posibilitatea să aibă grijă de tine oriunde te-ai găsi. Există această carte, poate unii dintre noastre o aveți, eu am în biblioteca mea, numită The Fox's Books of Martyrs, cartea martirilor după Fox. Este o colecție de întâmplări, de experiențe, mai degrabă nu întâmplări, de experiențe creștine cu Dumnezeu. Și una din aceste experiențe spuse în această carte este următoarea. Pe timpul Imperiului Roman, în secolul al III-lea, când persecuțiile, mai ales sub Diocletian, au ajuns cele mai crunte împotriva creștinilor, doi creștini erau urmăriți de către câțiva soldați pe post de polițai din armata romană. Predicase într-un loc, s-a aflat că sunt acolo și au avut, spune istoria, un cuvânt profetic, să fugă, să se ascundă. Au fugit, au ajuns pe urmele lor, au fugit mai departe, după cum le spunea Duhul Sfânt, au fugit mai departe, au fugit mai departe. La un moment dat au intrat într-o pădure, fugind să se ascundă, așa cum Duhul Sfânt le vorbea. Au intrat în această pădure și, sigur, în pădure nu știu, este gălăgie, se aude, fâșit, foșne de frunze. Soldații care urmăreau erau tot mai aproape de ei. Mai având forță fizică, spune în relatarea aceasta, ca să fugă și să se ascundă, au trecut pe lângă o peșteră. O peșteră mică, așa, într-un deal acolo în pădure. Și au zis, ne ascundem în această peșteră. N-au trecut poate 3-5 minute de când au intrat în această peșteră și soldații au ajuns în dreptul peșterii. S-au oprit, pentru că în pădure se aude, nu? Fâșitul, frunzărit, au zis, trebuie să-i auzim. Nu s-a auzit zgomot de picioare, de fugă, au zis, cu siguranță că sunt aici. În peștera aceasta, aici putem să-i prindem, putem să-i omorâm aici sau putem să-i ducem să-i omorâm în piață. Dar, la un moment dat, unul dintre ei a spus, nu intrăm că nu sunt aici. Și ceilalți s-au întrebat, dar de unde știi că nu sunt aici? Că nu se aude fugind și n-au avut unde să fugă. Și au zis, uite, un păianjen se coboruse de pe marginea de sus, la peștere, până în marginea de jos și lăsase un fir. Știți că păianjen nu lase un fir. Pe mijlocul peșterii, că era mică gura la peștere. Și soldatul acesta raționa și a zis, dacă ar fi intrat în peștere, ar fi rupt firul acesta. Dar fiindcă n-au intrat în peșteră, firul este aici. Și au plecat mai departe să-i caute. Și au scăpat. Dumnezeu i-a scăpat cu un fir de păianjen. Și viața ta târnă de multe ori ca de un fir de păianjen. Dar Dumnezeu poate face minuni în dreptul tău. Pentru că Dumnezeu este atotputernic. Dumnezeul nostru poate. Poate pentru că este atotputernic. Poate pentru al doilea motiv, pentru că ne iubește. Ne iubește. Când iubești cu adevărat, faci totul pentru persoana pe care o iubești. Faci totul. Sunteți părinți. Spuneți-mi, dacă aveți un copil bolnav, vă doare mai mult decât îl doare pe copil. Mai ales dacă copilul este într-o stare în care nu poți să-l ajuți, nu ca părinte, te uiți neputincios la el. Te doare mai tare pe tine decât îl doare pe copil și plângi pentru nevoia și neputința copilului. Dar ca părinte, ai fi în stare să faci orice, să dai oricât, fiindcă iubești. Dacă îți iubești soția cu adevărat, faci totul pentru soție. Dacă îți iubești soțul cu adevărat, faci totul pentru soț.
Dacă îți iubești familia cu adevărat, faci totul pentru familie, nu este efort prea mare, fiindcă iubești. Frați și surori, doamnelor și domnilor, nu este iubire ca iubirea lui Dumnezeu. Nu este iubire ca iubirea lui Dumnezeu. El ne-a iubit așa de mult, spune Sfânta Scriptură, încât s-a coborât din cer, a părăsit gloria cerească, a renunțat la manifestarea unui atribut divin, a tot prezența, a tot prezența, luând un trup ca al nostru. Dumnezeu s-a limitat prin Iisus Hristos într-un trup ca al meu și ca al tău, dar a trăit fără de păcat. A renunțat la exercitarea acestui atribut Dumnezeu pe lângă atotputernicie și atotștiință. Și a venit în lumea noastră, a luat păcatul tău și păcatul meu asupra Lui. El care nu trebuia să moară, fiindcă plata păcatului este moartea, plata păcatului este moartea. Dar despre El spune, El n-a făcut niciun păcat, n-a fost nicio fără de lege. El a luat păcatul tău și păcatul meu asupra Lui, s-a făcut păcat în locul nostru. A murit în locul nostru și a înviat în locul nostru. De ce? Fiindcă ne-a iubit. Iată, Dumnezeul nostru poate, poate, ca dovadă că poate, a făcut cel mai mult pentru tine și cel mai mult pentru mine. De aceea Sfântul Apostol Pavel, scriind în Romani 8:31, spunea, dacă Dumnezeu n-a cruțat pe Fiul Său, ci l-a dat să moară pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El, cu Iisus Hristos, toate lucrurile? Toate! De ce? El poate și de ce? Este atotputernic și este plin de dragoste, mărit să fie numele Lui. Și de aceea focul în care ești, sau focul în care sunt, focul în care te afli, indiferent cât de mare este, este pe măsura Lui Dumnezeu. Nimic nu este peste măsura Lui. El este atotputernic, Dumnezeul nostru poate. Și nu numai atâta, pentru că este atotputernic și ne iubește. A investit în tine și a investit în mine ce a avut mai scump. Este viața Fiului Său. Vă dădeam acest exemplu și aș vrea să vă reamintesc în această seară. În România era un păstor care a fost păstorul meu șef, fratele Ion Pop. Cei ce sunteți din Dej, poate vă aduceți aminte din fratele Ion Pop de la Dej. Era un om simpatic, simplu dar simpatic și plin de înțelepciune divină. Era și mai glumeț așa de felul lui când vorbea. Avea un vecin, mi-aduc aminte că m-am dus să-l vizitez într-o zi și avea un vecin care era mai mândru, mai îngânfat de felul lui. Vecinul acesta tocmai își cumpărase o Dacie. O Dacie. Știți că în România este o credință falsă. Unii cred că Dacia e mașină. Nu. Ei, aș cumpăra și o Dacie. Nouță. Și a venit la poartă la fratele Ion și a zis, domnul Pop, vedeți dacă eu am alt stăpân, ia uitați ce mașină mi-am cumpărat. Și fratele Ion i-a spus, să te bucur, sărătos de ea. Dar pe urmă a întrebat vecinul și a zis, domnul Pop, cam ce ziceți, ce lipsește la mașina asta acum? Și fratele Pop mi-a spus, zice, dacă știam că așa se întâmplă, nu-i răspundeam. Deci eu am răspuns așa într-o glumă negândită, cred că un stâlp, a zis. În ziua aceea omul s-a urcat în mașină și a intrat într-un stâlp cu ea. Și-a adunat-o. Nu. A renunțat la mașină? Nu a renunțat la ea. L-a costat o groază de bani. Câteva mii bune de lei pe vremea aceea, suntem în 1983, ca să-și facă mașina la loc. Dar de ce? De ce? Pentru că acolo era investiția lui. N-a putut să dea cu piciorul în mașina aceasta. Acolo era investiția lui cea mai mare. Dumnezeul nostru poate, pentru că în tine a făcut și în mine investiția cea mai mare, viața Fiului Său, Iisus Hristos. De aceea ești scump în ochii Domnului, ai preț în ochii Domnului. De ce credeți că îi vorbește lui Israel și îi spune, fiindcă ai preț în ochii mei, dau popoare pentru tine? Uitați-vă la Israel, nu așa este istoria? Este o țară cât un pomn, ca să vorbim așa alegoric. Și ține 1 miliard de oameni, 1.200.000.000 de oameni îi ține în control. 6 milioane de oameni ține 1.200.000.000 de oameni. De ce?
pentru că ei sunt iubiții Domnului. Sunt iubiții Domnului. Iată, Dumnezeul nostru poate. Focul este mare și focul nu este plăcut pentru că arde și doare. Dar Dumnezeu care a îngăduit să ajung și să ajungi în foc, Dumnezeul nostru poate să te scape din foc. Poate. Este atotputernic, te iubește și a investit ce este mai scump în tine. Și de dragul acestor aspecte din activitatea și lucrarea lui, Dumnezeu va veni în ajutorul tău și va veni în ajutorul meu. Crezi tu lucrul acesta? În al doilea rând, frați și surori, doamnelor și domnilor, când suntem în foc, când ești în foc, Dumnezeu nu numai că poate, Dumnezeu și vrea. Deci al doilea lucru, Dumnezeu vrea. Uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului în partea finală a versetului 17. Și ne va scoate din mâna ta, împărate. Ne va scoate. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea. Dacă nu vrea, nu te scoate. Însă acești tineri au vorbit și au spus lui Nebucadnețar, Dumnezeul nostru este mai mare decât toți Dumnezeii, pentru că ce faci tu este idolatrie. În Psalmul 115, cuvântul Domnului spune despre lucrurile făcute de mâini omenești. Aș vrea să citesc, mai ales pentru ascultătorii noștri care sunt la internet și ne urmăresc mulți din alte organizații și denominații. Ia uitați ce se întâmplă cu ceea ce spune, ce credeți dumneavoastră că este Dumnezeu, unii dintre dumneavoastră. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău de slavă, pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Și acum, Dumnezeii popoarelor. Idolii lor sunt argint și aur, făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc. Spuneți, sunt muți. Au ochi, dar nu văd, sunt orbi. Au urechi, dar n-aud, poți să te reuși la o bucată de lemn până când răgușești, ca și la profetului Bal. Au nas, dar nu miroase. Au mâini, dar nu pipăie. Picioare, dar nu merg. Nu scot niciun sunet din gâtlejul lor, ca și chipul turnat de Nebucadnețar. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei. Vrei să fii de lemn? Vrei să fii de piatră? Vrei să fii un bolovan? Dumnezeu te-a făcut așa de frumos. Cu ochi să vezi, cu urechi să auzi, cu minte să înțelegi, cu mâini să poți să lucrezi, cu picioare să poți să umbli, dar nu să lucrezi fără de legea, nu să furi și nu să alergi la locurile de străbălării, la discotecă și în locurile murdare. Să cauți casa lui Dumnezeu, să vezi pe cel sărac și să întinzi mâna, să-l binecuvântezi, să-l vezi pe cel nenorocit și să-i porți povara, să-l vezi pe cel nevoiaș și să-ți deschizi mâna și să spui, Dumnezeu m-a binecuvântat, vreau să binecuvântez și eu. Dumnezeul nostru vrea, pentru că El are o inimă. Aduceți-vă aminte de Mântuitorul Iisus Hristos, în Matei capitolul 9, versetele 35 la 37, spune cuvântul Domnului, când a văzut Iisus mulțimile, știți ce spune mai departe? I s-a făcut milă de ele. I s-a făcut milă de ele. Pentru că le-a văzut ca pe o turmă fără de păstor. Dumnezeul nostru nu numai poate, El și vrea. De ce vrea? Din nou pentru trei motive principale. Primul, are planuri de binecuvântare. Are planuri de binecuvântare pentru fiii oamenilor. Este celebru acest pasaj pe care l-am amintit mereu în predicile noastre. Ieremia 29:11. Căci eu știu gândurile mele cu privire la voi, zice Dumnezeu. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Ca să vă dau un viitor și o speranță. Planul lui Dumnezeu nu este nu să-ți rupă picioarele. Planul lui Dumnezeu nu să-ți nenorocească viața. Planul lui Dumnezeu este nu să-mi ia libertatea. Planul lui Dumnezeu nu este să-mi ia fericirea, să-mi ia bucuria. Planul lui Dumnezeu este să-mi dea pace ca un râu. Planul lui Dumnezeu este să-mi dea bucurie să nu mai încapă în pieptul meu. Planul lui Dumnezeu este să-mi dea plăcerea aceea de a cunoaște în tainele lui Dumnezeu, înălțimile lui, frumusețea lui. Planul lui Dumnezeu este un viitor pe care nimeni nu-l are. Este o speranță care niciodată nu înșeală. Planul lui Dumnezeu este să calc într-o zi împreună cu El de mână pe străzi de aur în împărăția Lui. Planul lui Dumnezeu este să stau pe un scaun de domnie împreună cu El. Apocalipsa 3:21. Celui ce va birui, îi voi da să șadă pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și stau pe scaunul de domnie al Tatălui meu. Acesta e planul lui Dumnezeu. De ce El vrea să te scape? De ce ea vrea să mă scape? De ce ea mă scoate din foc? De
Pe aceea te scoate din foc. Are un plan binecuvântat. Al doilea motiv, a promis. A promis lucrul acesta. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului, în cartea profetului Isaia, capitolul 43 cu versetul 2, cuvântul Domnului este acesta. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Isaia 43 cu 2. A promis lucrul acesta. La fel Matei 28 cu 20, aminteam și dimineață. Și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele, sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. El vrea. Are planuri în această direcție, a promis. Și apoi, pe de altă parte, cel de-al treilea motiv, a dovedit-o în istorie. A dovedit-o în istorie. Dacă cineva zice, eu n-am văzut niciodată o minune. Repet, încă o dată, dacă este cineva între noi în această seară sau la internet și cine urmăriți la internet sau poate că veți lua CD-ul cu acest mesaj și veți asculta în mașină. Eu n-am văzut nicio minune. Am să spun o minune. Una care o știe toată lumea astăzi. Minunea aceasta este Israel. Israel. Azi, pentru neascultarea ta te vor răspândi în toată lumea și nu vei mai fi o națiune. Cei ce vor trece prin locul unde tu ai locuit, vor da din cap, vor fluiera și vor zice, acesta a fost locul unde a stat poporul Domnului? Însă Dumnezeu a zis mai departe, dar iată gândul meu pentru voi, nu pentru ascultarea voastră, pentru că m-ați făcut de râs în toată lumea, nu, ci pentru promisiunea mea, pentru numele meu cel sfânt, pe care voi l-ați batjocorit. Datorită promisiunilor mele, vă voi aduce din nou în țara aceasta pe care am făgăduit-o părinților voștri și lucrul acesta se va întâmpla în vremurile cele mai de pe urmă. Știi ce vremuri trăiești? Cele mai de pe urmă. Cele mai de pe urmă. Israel este din nou un popor. Vrei minune mai mare? Vrei minune mai mare? La începutul secolului al XX-lea, când împăratul George al V-lea al Angliei a întrebat, îmi trebuie o minune, să cred și eu în Dumnezeu mai mult decât cred alții. Spune că primul ministru i-a spus, aveți o minune, majestate. Care este? Evreii. Evreii, ei sunt o minune. Dar tu ești o minune. Cei ce sunteți mântuiți și cei ce suntem mântuiți, știm de unde ne-a izbăvit Dumnezeu. Din ce foc al pierzării, pentru că este focul încercării și este și focul plăcerilor, a patimilor. Ne-a scos din focul acela. Dumnezeul nostru vrea, poate și vrea. Și apoi, în al treilea rând, frașesurilor, doamnelor și domnilor, Dumnezeul nostru este suveran. Este suveran. Uitați ce spune versetul 18. Și chiar de nu ne va scoate. Ce vrea să spună acești tineri? Au găsit refugiu? Nu. Trebuie înțeles corect cuvântul Domnului. Ei au spus lui Nebucadnețar, împărate, Dumnezeul nostru face tot ce vrea în cer și pe pământ. E suveran, e stăpân absolut. Și dacă El alege ca pe noi să nu ne scape din cuptorul tău, vrem să știi și în această situație. Noi tot nu ne închinăm. El tot Dumnezeul nostru rămâne. El tot Mântuitorul nostru este. Cu chipul tău noi nu ne compromitem. Și nu ne închinăm în fața ta. Ca să înțelegem mai bine, pentru că unii nu înțeleg lucrul acesta, vă rog să vă uitați împreună cu mine ca să vedem suveranitatea lui Dumnezeu. Deschideți la Evrei capitolul 11. Puneți, vă rog, de la versetul 33 și am să citesc ca să vedem suveranitatea lui Dumnezeu. Adică El face tot ce vrea, face tot ce vrea. Principiul lui este că poate, fiind atotputernic, principiul este că vrea, deci el este dispus să-ți facă bine. Ia uitați ce spunea și cuvântul Domnului. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascucișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștiri vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviat în timpul morții Domnului Iisus Hristos. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care le se dăduse și au fost chinuiți. Uitați-vă acum la versetul 36. Alții, deci pentru că El face tot ce vrea și acești tineri au spus, și dacă nu ne scapă? Dumnezeul nostru, tot Dumnezeul nostru este. Ia uitați-vă la aceștia. Alții au suferit batjocuri, bătăi,
lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferestrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vretnică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin căpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără de noi. Dumnezeu face tot ce vrea, în cer și pe pământ. El este suveran. În suveranitatea lui, în dreptul de a decide, asta înseamnă suveranitate, în dreptul de a conduce cum vrea universul și viața ta. Principiul trebuie să-l știi. Dumnezeu poate. Dumnezeu vrea. Există însă și cel de-al treilea principiu. Dumnezeu este suveran. În dreptul tău poate să decide să te vindece, să te izbăvească și în dreptul meu, dar poate să decide și să spună ca și pe aceștia din Evrei 11. Te las să treci prin foc. Pentru că într-o zi îmi va trebui mărturie. Într-o zi îmi va trebui mărturie. Și care este mărturia? Cuvântul Domnului spune, nu știți că voi veți judeca pe îngeri, este vorba de biserică, biserica va judeca pe îngeri, îngerii care au căzut. Nu știți că voi veți judeca lumea? Imaginați-vă această scenă. Este marea judecată a lui Dumnezeu. Și cetățeanul Cain, dacă vreți că e celebru, este adus în fața scaunului de judecată lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, iazul de foc și de puceasă. Și cetățeanul Cain va zice, Doamne, păi am fost multimiliardar. Nu am avut timp să mă ocup de alea sfinte. Știam că-s de la tine, în conștiința mea știam. Pentru că vă aduc aminte cuvântul Domnului. Nebunul zice în inima lui nu este Dumnezeu, nu în minte, că în minte știe. Dar în inimă nu vrea să-L iubească pe Domnul. Vreau să mai gust un pic din plăcerea cărnii, vreau să mai gust un pic din minciună, să mai gust un pic din pahar, să mai gust un pic din adulter, să mai gust un pic din furt, să mai gust un pic din înșelăciuni. Dar în conștiință este mustrat. Nebunul zice în inima lui nu există Dumnezeu. Nu în minte, că în minte știe și știe că face rău. Și Dumnezeu îi va spune, Avram, vin aici. Avram, tu cum ai fost? Multimiliardar, Doamne. Și ce ai făcut? Nu mi-am făcut niciun palat. Am dat la săraci și am avut grijă de cei nenorociți toată viața. Și te-am slujit pe tine. Citizen Kane, la cazan cu tine, dacă vreți. Altul va zice, eu n-am avut nimic, am fost necăjit, am mărât și de-aia te-am blestemat toată viața. Și poate te va chema pe tine, cel amărât, cel necăjit, pentru că într-o zi vei judeca lumea și va zice, tu cum ai fost? Amărât, necăjit, niciodată n-am avut ce mi-am dorit. Am plâns toată viața. Și ce ai făcut? Am zis ca Habacuc, și de n-am nimic, Domnul Dumnezeu este Mântuitorul meu. Ce vrei să faci? Ce vrei să alegi? Pe cine vrei să slujești? Ești în foc? Ești în încercare? Aș vrea să știi că Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu este cu tine, în încercare, în foc. Când Nebucadnețar s-a uitat în cazul de față, în istoria aceasta, știți foarte bine, i-a văzut pe cei trei tineri umblând prin cuptorul cu foc. Ba, a văzut ceva mai mult. A văzut o ființă dumnezeiască acolo. A văzut o ființă dumnezeiască acolo. N-am aruncat noi patru? Trei? Ba, da, împărate. Dar de ce sunt patru? Pentru că Dumnezeu a promis că este cu noi în foc. A ars ceva? La acești trei tineri, ars și ars legăturile. Alea trebuie să ardă. De aceea ești în foc. Legăturile firești, legăturile care le mai ai cu păcatul, înclinările care le mai ai spre păcat, înclinările care le mai ai spre a amâna un pic, să mai văd încă un site pe internet, să mai încerc o dată,
mai închiriet și filmul acesta încă o dată. Ale trebuie arsă. Ale trebuie scarse. Ale ard. Când ale au ars, umbli om liber. Și cuptorul cu foc devine locul unde se vede gloria lui Dumnezeu. Cuptorul încercării se vede locul unde se vede prezența lui Dumnezeu. Cuptorul cu foc devine mărturia ta că slujești un Dumnezeu viu și atotputernic. Unul care poate, unul care vrea și unul care este suveran. Și de aceea, în această seară, în concluzie, tu și cu mine, care suntem în cuptorul cu foc, trebuie să spunem și noi ca și acești tineri. Și dacă nu îmi face Dumnezeu dreptate acum, chiar dacă mă mai lasă în cuptorul cu foc, chiar dacă mai stau acolo, mai este ceva de ars, mai este ceva de curățit, eu tot mă voi bucura în Domnul. Cuvintele lui Habacuc au rămas cuvinte care trebuie să rezoneze în mintea ta și în inima ta pentru totdeauna. Chiar dacă boii nu vor mai fi în grajduri, chiar dacă vița nu-și va mai da rodul, chiar dacă totul pe câmp va fi ars, chiar dacă oamenii poporului tău vor fi duși în robie, eu tot mă voi bucura în Domnul și pe Domnul voi face culmea bucuriei mele. Aceasta este credință. Aceasta este slujire. Aceasta este depindere totală de Dumnezeu. Aceasta înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeul cel adevărat, pe Dumnezeul Scripturilor, pe Dumnezeul lui Israel, pe Dumnezeul Bisericii. Ești în foc? Mă gândesc că ești. De aceea ți-am adus cuvântul acesta. De aceea ți-am adus mesajul acesta. Și eu sunt în foc. Dar știu că Dumnezeu este cu mine, știu că Dumnezeu este cu tine. Știu că Dumnezeu este cu noi și știu că Dumnezeul meu poate, știu că Dumnezeul meu vrea și știu că Dumnezeul meu o face. De aceea aleg să mă încred în El, orice s-ar întâmpla. Aleg să-L slujesc pe El, orice s-ar întâmpla. Aleg să umblu cu El, orice s-ar întâmpla. Aleg să ascult de El, orice s-ar întâmpla. Aleg să-mi plec urechea la cuvântul Său, orice s-ar întâmpla. Aleg să mă duc în lucrul Său, orice s-ar întâmpla. Pentru că Dumnezeul meu poate. Dumnezeul meu vrea. Dumnezeul meu mă iubește. Nimeni nu mă iubește ca El. Nimeni nu te iubește ca El.